Protocolul a fost încheiat pe o perioadă de trei ani și are drept scop inventarierea și protejarea patrimoniului cultural din municipiul Iași cu accent pe elaborarea unui dosar de nominalizare a Mănăstirii Sfinții Treierarhi în lista UNESCO. Pentru reușita acestei inițiative este necesar ca părțile implicate să elaboreze studii și cercetări specifice, un prim pas reprezentându-l întocmirea, avizarea și aprobarea documentației de urbanism pentru Centrul Istoric al Iașului. De asemenea, acordul presupune dezvoltarea de proiecte de cercetare aplicată, restaurare și punere în valoarea monumentelor istorice, cum ar fi Mănăstirea Sfinții Treierarhi. Primăria municipiului Iași va asigura fondurile necesare pentru activitatea desfășurată în cadrul protocolului și care nu poate fi susținută prin personal propriu al părților. Va finanța realizarea unor proiecte de conservare și punere în valoare a monumentelor istorice aflate în administrare. Mănăstirea Sfinții Treierarhi a fost inclusă la jumătatea anului 2019 în lista indicativă a patrimoniului mondial UNESCO, alături de cea de la Curtea de Argeș. Mănăstirea Sfinții Treierarhi erarhia a fost ridicată de către voievodul Vasile Lupu în intervalul 1637-1639 ca necropolă domnească, reflectând aspirația actitorului spre lumea bizantină, combinând structuri și forme tradiționale cu materiale prețioase și o decorație fastoasă. A fost sfințită în data de 6 mai 1639. Doi ani mai târziu, pe 13 iunie 1641, în cadrul lăcașului de cult au fost așezate moaștele sfintei cuvioase Parascheva, o crotitoare a dovei aflată în prezent în catedrala metropolitană din Iași. În interiorul mănăstirii se află și mormintele domitorilor Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza, precum și cel al titorului așezământului Monahal.